Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii dedicată șahului. S-a încheiat campionatul european de junior ce a avut loc la Constanța. Vă invităm să urmăriți imagini de la festivitatea de premiere. Evenimentul desfășurat în România a fost un succes notabil, cu 928 de participanți, dintre care 170 au reprezentat cu mândrie țara noastră. Delegația României a reușit să obțină 3 medalii, 2 de aur câștigate de Maria Anistoroaiei și Vladimir Sofronie și una de argint a tânărului Henry Tudor. Imnul național al României a fost intonat așadar de mai multe ori în timpul ceremoniei de premiere. La Open 10 ani, Vladimir Sofronie din Brașov a devenit campion european după ce a câștigat și ultima partidă, iar Maria Anistoroaiei din Iași era deja campioană europeană la fete 10 ani înainte de disputarea ultimei runde. În vârstă de 9 ani, Maria este originară din Iași și este antrenată de Vlad Ungureanu, în timp ce Vladimir este pregătit în Brașov chiar de către părinții săi. La campionatul european de șah pentru juniori au luat parte șahiști din 46 de țări. Pe lângă cei doi noi campioni europeni din România, alți 4 tineri campioni provin din delegația Azerbaidjanului, țara cu cele mai multe medalii de aur, având campioni la 4 dintre cele 12 categorii de vârstă. Alți 3 campioni europeni provin din Polonia, în timp ce Georgia, Armenia și Letonia au contribuit fiecare cu un campion. La final, Elena Cristian, în calitate de director al turneului, a transmis sincere mulțumiri tuturor participanților. A subliniat că mulți dintre ei au fost prezenți și la campionatul mondial de anul trecut, desfășurat de asemenea la Constanța, și i-a invitat cu bucurie să revină la viitoarele evenimente organizate în România. Eu cred că acest sport, șahul, poate fi sport olimpic, în primul și în primul rând datorită celor care îl practică, și știm foarte bine că sunt foarte mulți. Și mai au un element, acest sport are încă un element comun cu majoritatea sportului, pentru că vorbim de strategie, vorbim de concentrare, vorbim de puterea de a lua decizii, așa că sunt foarte multe elemente comune. Desigur, specificitatea acestui sport, și anume faptul că este un sport static, dar din celelalte motive, cred că ar merita ca într-o zi să fie acest sport în familia olimpică și să-l vedem la Jocurile Olimpice. În perioada 2-9 septembrie, Batumi, Georgia, a fost gazda campionatului mondial de dezlegări probleme de șah, care a cuprins 4 secțiuni. Open, campionatul mondial de dezlegări, campionatul mondial probleme ferice și Solving Show. România a fost reprezentată de Vlaicu Crișan, Eric Huber, Mihnea Costachi, Denisa Bucur și Ovidiu Crăciun. Echipa a reușit o clasare foarte bună la dezlegări, locul 6 mondial, reconfirmând evoluția de anul trecut, când a ocupat locul 5. Mihnea Costachi a obținut titlul de maestru FIDE la dezlegări, dar și o primă normă de maestru internațional la dezlegări, după clasarea pe locul 15 la general. În cadrul campionatelor mondiale au fost 78 de participanți la individual și 16 echipe. Concurența a fost puternică, participând atât dezlegători experimentați, inclusiv foști campioni mondiali la dezlegări, cât și mulți juniori talentați. Podiumul la individual a fost ocupat de rusul Pavlov Danila, urmat de polonezii Piorun și Murzia. La proba de probleme ferice, clujeanul Vlaicu Crișan a ocupat locul 3, iar echipa României, compusă din Vlaicu Crișan și Eric Huber, a ocupat locul al doilea. Așadar, medalie de argint pentru România la Ferry Solving, interesanta probă de dezlegări probleme ferice pe echipe. Mai
Mai sunt și alte vești bune. Eric Huber a obținut titlul de maestru internațional la compoziție șahistă. Paul Raican, arbitru internațional la probleme de analiză retrogradă, numite și retro, iar Vlaicu Crișan a devenit arbitru internațional la categoria feerice, ajutoare și probleme de analiză retrogradă. În perioada 6-11 septembrie a avut loc la Mamaia un seminar pentru arbitri de șah sub egida FIDE. Lectorii seminarului au fost Stefan Escafră, arbitru șef la recent încheiatul campionat european pentru juniori, și Tania Carali, arbitru internațional de renume. Limba utilizată în cadrul acestui seminar a fost engleza, la curs participând arbitrii din România și Grecia. Cu toții au susținut un examen la finalul programului, iar cei care au trecut cu succes de acest examen vor primi o normă de arbitru FIDE, după aprobarea din partea Consiliului Federației Internaționale de Șah. În șah încerci să-ți pui în joc toate abilitățile, dar există momente în care poți comite erori sau să te expui la riscuri inutile. Cred că înfrângerile în joc sunt, de fapt, oportunități de învățare mai valoroase decât victoriile. Prin ele poți acumula mai multe învățăminte. Până data viitoare avem și o propunere pentru dumneavoastră să găsiți mutarea albului, pentru care la orice răspuns al negrului există un mat. Este vorba de o mutare care va crea o legătură, va lega o piesă a negrului. Doamnelor, domnilor, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa de e-mail shah@realitatea.net, pe canalul de YouTube Strategie în alb și negru sau pe Facebook. Sunt Delia Duca Iliescu și vă urez să aveți parte de o săptămână minunată. Iar până data viitoare, nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașul.